Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog. Din păcate, de data asta o să fie un vlog mai trist și abia am găsit și cuvintele de nervi pentru ce mi s-a întâmplat. Dar a trebuit să fac vlogul ăsta, să demonstrez tuturor că poate m-au văzut persoane în mașina de poliție sau pe la spital, poate se postează poze sau ceva, Doamne ferește. Și am mai vrut să fac vlogul ăsta pentru că mi se pare că mi s-au întâmplat niște lucruri foarte nepotrivite și care nu și aveau rostul deloc, adică vă voi povesti efectiv tot și sper că stați până la final pentru că știu că vreți să vedeți rezultatul testului și așa mai departe. Începem cu începutul. Eu am venit fix astăzi în județul Vrancea, în Focșani. Abia ce am ajuns, am fugit imediat la sală. Băieții de la sală mă știu că ne întâlnim mereu acolo când vin în Focșani, mai facem un story, mai facem o chestie. Am fost la sală. După ce am terminat la sală, bă, deci fix când să plec din vestiară sălii, m-am dus la baie, frate, nu știu. Și când am intrat în sală, m-am dus la baie și când am plecat, m-am dus la baie. Asta o să vedeți mai târziu de ce v-am zis detaliul ăsta, care acum poate vi se pare neinteresant. Am plecat de la sală, care este la 5, 7, 10 minute, nu știu, de nu prea cunosc orașul, de iubita mea unde stau părinții ei. Mergeam frumos, regulamentar, aveam centura pusă tot, aveam actele tot, nu mergeam cu viteză, nu nimic. O mașină trece ușor pe lângă mine de poliție, stă un pic și se întoarce pe linia dublă continuă și vine după mine să mă oprească. Mă rog, s-a prezentat agentul, a venit cu chipiu, n-am nimic de zis, chiar a respectat procedura. Actele, i-am dat actele, apoi mă întreabă de test alcool, la 6 ziua, test de alcool. Mă rog, am făcut test de alcool, 0000, normal. Apoi sunt întrebat, sunteți de acord să facem un test antidrog? I-am zis fără nicio ezitare, da. Da, de ce să fac test antidrog? Adică aveam vreo simptomă? Dacă eu aveam o întâlnire și pierdeam 10.000 de euro în clipa aia, pentru ce? Dacă n-aveam niciun simptom, niciun semn, pentru ce să fac eu test antidrog? Mă rog, așa mai departe. Ideea e că oricum, dacă aveam vreo întâlnire importantă sau nu știu, nu e cazul la mine că sunt vlogger, știți foarte bine că am mai mult timp liber, dar poate era cineva care chiar era important, totul a durat cred că vreo 3 ore. Adică chiar toată ziua mea s-a dus din momentul ăsta, nu mai zic că a fost stricată maxim ziua, dar... Ok, zic că da, sunt de acord să fac testul pentru că eu credeam că se pune pe limbă ceva sau nu știu cum se procedează, sincer, că n-am făcut niciodată. Dar știu că este un test rapid care se face la mașină și apoi se duce la spital, nu știu, n-am pățit niciodată, nici măcar test de alcool nu făcusem, că l-am întrebat dacă trebuie să trag sau să suflu un testul de alcool. Ok, și mi-a spus, asigură mașina și hai cu noi, mașina că merge la spital. Și eu am zis, ok, merge la spital, am fost foarte șocat, pentru că știam că se face un test la mașină înainte și abia apoi la spital, mă rog, m-am urcat până la urmă în mașina de poliție. Mi s-a părut foarte... Deci dacă lăsăm la o parte ce am pățit și așa, dacă privești obiectiv, e foarte funny că m-au dat jos și m-au băgat în mașina de poliție și m-au dus. Bun. M-am dus la spital. Intru acolo. Deci voiam să vorbesc cu iubita mea. Voiam să vorbesc cu cineva pentru că m-am speriat foarte tare. Gen, efectiv, tremuram și de nervi și de... Eram foarte speriat. Ajung acolo în camera de gardă unde erau numai oameni tăiați, erau microbi, erau, vă dați seama, adică într-o cameră de gardă, de urgență, că eu am venit la urgență, aia e. Ajungem acolo să fac testul cu domnul polițist, mi-a spus să închideți telefonul, ai vă să folosești telefonul aici. Eu am zis ok, eu am fost destul de calm, na, familia mea s-a îngrijorat că am apucat să le zic pe drum și să facem testul. Eu credeam că se fac la ordinea zilei teste, dar a spus să fac testul și a zis că stați să vedem dacă merge aparatul, că nu s-a mai făcut de mult. În momentul ăla am început să-mi pun și eu întrebări și zic, bă, ce se întâmplă cu mine? Am fost luat în colimatoriu? Sunt un pericol public sau ce? Mă rog, ideea e că testul a fost de urină. Aici abia începe partea amuzantă, stați pe vlog să vedeți ce s-a întâmplat. Aștept acolo nu știu ce, i-am zis, vă rog eu dați-mi niște apă, dar nu în pahare, vreo 3 pahare, că eu abia am făcut, am urinat la sală, le-am zis sincer. Și a început să râdă un pic, nu știu ce, am crezut că mi-a ce apă. A plecat vreo 10 minute, cu ce credeți că vine? N-a venit cu apă, a venit cu un pahar de unică folosință, murdar, care eu trebuia să fac în el. Dar eu, că m-a luat și paranoia și cu toate teoriile conspirației, zic, bă, dar are paharul ceva în el, că avea niște chestii prin el, avea puțină murdărie, zic, bă, dacă este ceva acolo cu vreo substanță din asta să-mi iasă, m-a luat panică, m-a luat transpirație. Ideea, între timp a venit și iubita mea așa, nu știu, am vorbit puțin cu ea afară, nu mi-am dat seama să-i zic să cumpere o apă, că m-am gândit că suntem în spital, dacă îi se face rău cuiva. Mă duce în spate, într-o baie, nu mai știu cum să zic, și zice,
hai fă. Și zic, dați-mi apă, nu, după apă v-ați dus, că nu pot să, nu pot să fac, așa abia am făcut la sală. Și că măcar încearcă. Că îți dai seama, ca băiat sau ca fată, probabil, cum să te forțezi să faci așa într-o dată dacă abia ai făcut? Și am zis, vă rog eu, dați-mi apă, că n-am cum să fac, și că încearcă prima oară. Am încercat, nu a ieșit absolut bucă nimic, absolut nimic. Chiar am încercat. După aia, și că, păi, de unde să-ți dau eu apă? Atunci, păi, eu am fost, chiar am vorbit frumos cu ei și am zis, sunt un oaspet în oraș, să mă compor frumos. Dacă n-am auzit că de unde să-ți dau eu apă, chiar m-am supărat, frate, pentru că asta e chestie de obraz, nu e de procedură, nu e nimic. Nu știu cum e procedura, poate se uită polițiști la vlogul ăsta, poate din București, poate din capitală. Ziceți-mi voi, procedura este să te duci să faci într-un pahar murdar, fără să ți-e dea măcar apă să poți să urinezi, adică mi se pare că am fost luat la mișto și abuzat. Adică n-am nicio problemă să mă duc să fac testul. Chiar dacă poate avea întreabă și chiar dacă n-aveam niciun simptom sau vreun semn. Adică mi se pare o blasfemie să iei pe cineva, să-l duci la spital. Așa, fără motiv. Mă rog. Da, eu vreau să vă întreb, vă rog, dacă faceți test antidrog, poate vede vreun polițist sau cineva care a făcut. Suntem oameni. Se face în pahar murdar sau într-un recipient steril, într-o, cum să zic, probetă? Când îți ia analize, îi faci neprobetă sterilă. Deci eu am făcut, avea niște chestii negre, prin ea paharul, l-am clătit eu, că am zis, bă, trebuie să elimin orice chestie, că chiar m-am speriat, am zis, bă, dacă are paharul ăsta ceva în el și mi se înșinează ceva, nu vă imaginați ce filme mi-am făcut. Mă rog, și am zis, vă rog eu, dați-mi apă, m-am enervat puțin, și am zis, vă rog, dați-mi apă, că nu pot să fac fără, ci că beată la chiuvetă. Bă, frate, mie mi se pare că într-o țară, hai, nu suntem noi foarte dezvoltați, dar suntem în Uniunea Europeană. Să-i pui pe ceva să bea apă de la chiuvetă care infectă ca să iasă testul pozitiv sau negativ, serios? Mă rog, în momentul ăla chiar m-am enervat și am sunat pe iubita mea, s-a dus să-mi iau apă, am ieșit, am luat apa, m-a dus în altă baie după aia, mai murdară, și bea o sticlă de apă. Bă, frate, nu știu dacă eram sub presiune, că mi-a ținut și ușa deschisă și aștepta la un pas de mine să fac. Vă dați seama că ești sub presiune acolo, ați văzut cum vă duceți la benzinere și faci cineva lângă tine, nu poți face. Așa eram și eu. I-am zis, bine, și tu mi-ai luat doar o apă mică. Am greșit, eu voiam să beau să termin o dată. Așa. Și da, până să-mi aducă două, faci umple de la chiuvetă. Bă, frate, deci m-am scârbit atât de mult și mi s-a luat atât de mult încât am luat sticla goală, am umplut-o la chiuvetă și am băut apa de la chiuvetă, care era groaznică, numai ca să fac. După vreo 5-10 minute am făcut un pic așa în păhărelul ăla cu scame prin el. Și am fost la doamna care a luat testul, care a luat două picături oricum și le-a pus pe testul ăla, care nu știu dacă e calibrat, așa, și am ieșit afară și am început să aștept. Că probabil toată lumea așteaptă să vadă rezultatul, nu? Că de asta ați intrat pe vlog. Poate unii v-ați fost îngrijorați pentru mine, unii cârcotași ați intrat de invidie să vedeți ce a pățit Dima și cum a fost prins cu droguri. Motivul de fapt care m-a măcinat pe mine și de ce am făcut vlogul ăsta, că acum mi-am amintit, e ca să vedeți la ce se ajunge din invidie sau din răutate sau din altceva, nu înțeleg. Adică de ce ar face cineva așa ceva? Tu ca om care ești fericit, ești pe treaba ta, muncești, îți creezi un viitor. Bă, ai tu timp să te duci, să dai o cerere în scris ca Dima, care din București și vine în Focșan, să fie verificat că se droghează? Pă bune? Adică, bă, ce naiba? Adică, pentru că sunt un șmecher, am aflat mai târziu că de fapt cineva a făcut o cerere, adică a fost un pont, n-am fost oprit aiurea, pentru că nu e pe cineva aiurea și îl verifici de droguri. Adică ce credea persoana care mi-a făcut asta, ce credea? Bă, Dima acum este prins mor de drogat la volan, ajunge în ziare, îi se năruiește viitorul și s-a terminat cu Dima, care e un drogat. Ce credea persoana care a făcut cerea asta? Dar oricum, vă dați seama cum se vorbește și aici, e un oraș mic. Și am foarte mulți prieteni, acum mi-am făcut aici o grămadă de prieteni. Nu prietenii care fac cereri în scris de verificare de droguri, prietenii care fac poze cu mine, care facem story-uri, care ne distrăm, care îmi zic că mă urmărești, că mă apreciază, și copii și adolescenți și mai mari, și chiar și un medic de la spital mi-a zis că m-a recunoscut, dar na, trebuie să mă, cum se zice, supun procedurii. Și m-am simțit bine că nu se uită doar copii la mine sau așa, chiar da, mă rog. Vreau să văd chiar acum în comentarii dacă la mine chiar se uită doar copii sau sunt și oameni ca lumea care pot să dea un comentariu pertinent să discutăm situația asta care se întâmplă în România. N-am făcut niciodată vreun vlog de genul pentru că mereu mi-am văzut de treaba mea. Mă scuzați că vorbesc așa repede, așa vorbesc eu când sunt nervos. Mă rog, deci, tu, persoana care mi-a făcut mie cerere,
tu poate o să-ți bagi și unghia în gând, nu știu, vedem acum testul, că trebuie să-l vedeți și voi, că deocamdată nu știți ce s-a întâmplat. Poate intru la închisoare. Ce credeai că fi sau ce credeai că îmi faci tu mereu? Bă, dar tu n-ai altă treabă decât să te așa grija de alții? Și poate mă cunoști, poate nu. Probabil la un moment dat oricum se va afla cine a făcut chestia asta, pentru că e un oraș mic aici și lumea vorbește. Și acum, că nu știu cât am vorbit, dar am turit de nervi, cred că nu o să tai nimic din vlogul ăsta. Bebiță, te rog, eu vino să apropii camera să ne uităm pe documentele astea. Bine, vreau să filmez, te rog, aici, în premieră, rezultatul testului meu, făcut pe 30.06.2021, pentru că aparatul nici măcar n-a fost în stare să scoată data bună. Ce scrie aici? AMP negativ, MAMP negativ, bar, BZO, COC, ce mai scrie pe acolo? THC negativ. Așa, ca să mă arătați invidio și pentru că Dima nu se droghează, ați aflat acum în premieră, am aici tot, am buletinul, nu vreau să se vadă CNP-ul sau ceva, am aici permisul, vă dați seama dacă se întâmpla ceva, nu mai aveam nici permis, nici nimic, talonul mașinii e aici și ăsta. Toate bune, sunt curat ca să, bă, se uite și copii la mine, să arătați părinților voștri că voi nu vă uitați la oameni drogați sau oameni care vorbesc despre droguri sau care promovează droguri sau alcool sau, bă, nici măcar nu fumez țigări, frate, adică n-am fumat în viața la țigări. Eu ce vă promovez, păstori? Ia promovez niște suplimente care sunt bune pentru sănătate și fumez o dată pe an un arghilea care nu are nicio treabă. Sau dacă ești undeva la terasă, fumez un arghilea. Arătați și voi părinților voștri că nu vă uitați la un drogat și că eu mereu am promovat, ba, un experiment educațional, ba, prostic, mi-am spart-o în cap, ba, fake Uber. Dacă vreți să mai continuați să vă uitați la contentul meu, bine. Dar sunt sigur că sunt oameni pertinenți care pot să lase niște mesaje și să-mi zică în ce măsură eu am fost ridicat fără niciun motiv și dus la spital, am pierdut 3 ore. Dar m-am simțit prost, nu făceam niciun vlog dacă nu, în primul rând, dacă nu cineva se ducea să facă cerere scrisă pentru asta, adică doar un om nebun putea să facă asta. Și în al doilea rând, tot acest vlog pentru că am fost pus să beau apă de la chiuvetă și am fost tratat foarte nașpa. Asta m-a durut, pentru că poliția română ar trebui să, chiar dacă poate oamenii care m-au oprit, nu m-au oprit ei că au vrut, a fost dat de sus. Doar că măcar puteau să poarte frumos dacă știau, sau m-au recunoscut oricum, știau cine sunt. Dar mă rog, ideea e, trageți voi concluzii în asta, ce se întâmplă în România și lăsați ce se întâmplă în România. Cum sunt oamenii, adică cineva să se ducă să zică duceți-vă la ăla ca să-i facă rău. Poate au mai existat cazuri și așa de vloggeri și de alții care le-au distrus viața sau așa că consumau substanțe. Eu nu o să vă promovez niciodată așa ceva, nu o să auziți de mine când mă droghez. Lăsați voi concluzia ce s-a întâmplat și cât de abuzat am fost sau nu, sau acum că vin eu să vorbesc despre ce mi s-a întâmplat. Eu doar v-am făcut un story time și nu știu, oamenii pertinenți care sunt stare să comenteze, deștept, vă las să comentați acolo ce vreți voi. Asta a fost. Mai filmează o dată testul, te rog eu. Negativ, negativ, negativ. E focalizat? Se vede tot perfect, da? Ok. Asta am fost Dima. Nu vreau niciun like, niciun share, la acest vlog, pentru că l-am făcut de nervi. Și sper că aveți încredere în omul pe care îl urmăriți pe vlog. V-am pupat!